Mario Ienache, portarul împrumutat de FCU Craiova, așteaptă să debuteze în campionat pentru Steaua București. Golkeeperul, care a împlinit 18 ani în urmă cu o săptămână, ne-a povestit cum a început fotbalul, cum se simte în familia Stelei și ce obiective are în acest sezon. Am fost primit foarte, foarte bine de colegi și de staff. Mă bucur că am ajuns aici, într-o familie unită și sper să avem rezultate foarte bune. Termin și cu Steaua pe primul loc, la fel cum s-a întâmplat anul trecut cu Craiova? Doamne ajută, eu asta îmi doresc, pentru asta am venit aici, și sper să promovăm. Cum se pare acest sezon din Liga 2 cu aceste echipe care sunt acum față de cel de anul trecut? Un sezon destul de greu, cu multe echipe bune, de tradiție, toate echipele împotriva noastră își dau viața pe teren și noi trebuie să demonstrăm pe teren că suntem cei mai buni și că să terminăm sezonul pe locul lor. Ai un joc de picior foarte bun, ai fost dintotdeauna portar? Da, am fost dintotdeauna portar, mi-a plăcut de mic, de fiecare dată când mergeam pe stadion urmăream cel mai mult portarii. Fotbalul când l-ai început? La vârsta de 7 ani. Îmi doream foarte mult să merg pe stadion, să joc fotbal, să joc alături de cei mari și mă bucur că acum am șansa să joc. În sezonul trecut, portarul Stelei a evoluat în 8 partide pentru echipa antrenată de Eugen Trică. Am început la un club privat din Craiova, la Dinamic Craiova, iar apoi am făcut pasul la FC Universitatea Craiova. Idolul tău în fotbal? Cine? Idolul meu este Keylor Navas, consider că mă asemăn mult cu el, fiind și de talie mai mică. Enache a apărat poarta Stelei în prima repriză a meciului câștigat de Roșalbaștri contra celor de la FC Voluntari. Consider că am făcut un meci destul de bun după o pauză atât de lungă. Încă n-am fost 100% la meciul cu Voluntari, dar sper acum meciurile ce urmează să fiu 100% și să pot să-mi ajut colegii să câștige. Sâmbătă de la ora 15, Steaua va juca împotriva celor de la Astra Giurgiu în etapa a 10-a a campionatului Ligii a 2-a.